Mai vrei YouTube? Mai râzi de mine cu unghii față? Ți-a zis? Mai vii la challenge-uri? Când Flavia zice, ajută-mă la un clip, o mai ajuți? Doar dacă sunt spatele camerei. Hello, dear darling, și bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. E bine, astăzi... Stai puțin cam aproape de mine. Distanțare socială, Flavia. Astăzi Vlad vrea să se răzbune pe mine cu ceva, o provocare. Sunt foarte curioasă care este provocarea pentru că nu mi-a spus. Distanțare socială. Adică? Explică-ne, tu ca make-up artist, ce faci dacă trebuie să machiezi cu distanțare socială? Îți pui mănuși, mască, te asiguri că toate lucrurile sunt dezinfectate și înainte de toate, oricum, îți faci un test de COVID. Și dacă eu, ca și client, insist să stai la 2 metri de mine în timp ce mă machiezi? Reușești să fac ceva. Nu reușești. Pune pariu? Deci îți leg o pensulă de coadă de mop. Ok. Și nu reușești. Fac ceva. Nu, n-am zis că o să iasă bine, dar de făcut sigur fac ceva. Facem pariu că mi-iese? Pariu că nu-ți iese? Pariu că mi-iese. Păi 10 lei? Dăm 10 lei. Trebuie să pui și tu 10 lei sau să-mi dai banii înapoi sau să zici pariu. Dar nu vreau. Flavia nu vrea să-mi dea banii înapoi, dar știi cine vă dă banii înapoi? Tipli.ro, sponsorul episodului de astăzi. Tipli.ro este un portal de cashback, ceea ce înseamnă că acesta vă dă banii înapoi de la cumpărăturile online. Tot ce trebuie să faceți este să vă faceți un cont pe platforma Tipli.ro, unde găsiți sute de magazine, sute de parteneri. Inclusiv AliExpress. Preferații Flaviei cu cercei de ăștia de 5 lei. Fashion Days, About You. Bonprix. Bonprix, că e franțuzesc. A, scuze, eu nu știu franceză. Ai. Păi știi pe aia cu găinile noastre în curtea voastră? Mai jos în descriere găsiți linkul Flaviei care pe lângă tot acest cashback minunat pe care vi-l dă, vă oferă și 15 lei ca și bonus de început. Yes! Pentru că veniți din partea mea. Wink! Tot ce trebuie să faceți pentru a accesa acest serviciu este să vă înregistrați, să accesați magazinul preferat, să dați click pe el, iar apoi puteți să vă continuați cumpărăturile așa cum sunteți obișnuiți. Iar apoi, în maxim 48 de ore de la plasarea comenzii, primiți în contul de pe tipli.ro și bonusul în funcție de comisionul pe care l-are agreat Tipli cu magazinul partener. Yes, și acum. Și acum. Mulțumim tipli.ro pentru sponsorizare. Începem? Să începem. Andra, da. Ții minte, stai acolo, încă apare în episodul ăsta, nu mi-e screen time-ul, stai acolo. Ții minte în episodul trecut, când râdeai de mine cu unghiuțe și făceați amândouă ca hienele, ca niște cațe? Foarte bun. Ghiși pe cineva machia Flavia astăzi cu pensula lipită de un băț. Îmi pare rău, Andra, îți spun din avans. Dar haide să facem swap. Plec de aici. Am clientă cu distanțare socială. Și cu ocazia asta vedeți și mai mult din studio decât fundalul MOV. Să vedeți tot haosul Flaviei de machiaje care peste tot, doamne. Bine, gata, plec de aici. Pa! Ia un loc, Andra, te rog, ieși. Vă rog frumos, distanțare socială, 2 metri. Mai în spate, toată lumea, mai în spate. Hai puțin, mai în spate. Vă luați un scaun. Eu nu pot să-mi iau un scaun pentru că eu nu pot să machiez stând jos. Chiar nu pot să machiez stând jos. Deci o să stau în picioare. Și iar tu vei sta jos. Ce, Flavie, e bățul prea lung? E bățul un pic cam lung. Mi s-a mai spus asta. Bățul ăsta peste capul. Pe picioare. Dragele mele, hai să nu mai pierdem vreme și să începem. Ok, dăm scoci. Roz. Mai întâi trebuie să te dau cu primer. Mai întâi trebuie să-ți lipești pensula. Îți iau cu primer cu pensula. Ba da, am pensule pentru primer. Din asta cu lăbuță. Tai. Aoleu. O să-mi scoți ochii. Nu cred. Încerc să nu. Să-mi scoată ochii. Promit să nu. Sper. Nu știu. Sper să-ți scoată ochii. Sper, ea. Așa. Și acum ce fac? Cum rup asta cu dinții? Sălbatecă. Se rupe cu mâna. Eu zic că ai pus cam puțin și o să cadă. Nu o să cadă. Uite. Se fâțâie. Tu te fâțâi! Punem primer de la Paese, Hydro Base, pentru că ea are tenul uscat. Și acum dăm cu primer. Ai auzit, Andra? Primer Paese? Distanțare socială. Mă simt așa fac! Închide ochii. Îmi vine mie să închid ochii când văd. Mă simt efectiv ca și cum sunt un zugrav.
Dragi spectatori, timp de 3 ani v-am delectat cu recenzii la produse, cu tutoriale, cu tot felul de content de calitate și iată-ne în 2021. Voi da ușor vina pe pandemie și voi spunem că am luat o razna pentru că momentan Flavia machiază cu o pensulă legată de o coadă de... Ai spălat măcar coada aia de mop? Normal! Cu cif? Așa, bravo. Nu menționăm branduri că nu suntem sponsorizați de acel brand. Avem un sponsor pe episodul de azi. Adev. Tipli.ro. Cashback la fiecare cumpărătură. Next. Asta e, asta e tot. Nu? Cum te simți, Andra? Primerul? Da. Simt că mi-am cad chestii de pe față. Măi, vezi, stai așa. Stai să bagă-l în piele. Nu în ochi. Doamne. Miroase a vopsea de păr. Nu este vopsea de păr, crede-mă. Nu e vopsea de păr, am vorbit cu coada aia de mop. De păr. Trec mai departe și vreau să folosesc concealer pe care nu știu pe ce să-l pun, o pensulă, cred. Dar îmi trebuie o foarfecă. De ce îți trebuie o foarfecă la machiaj cu distanțare socială? Ca să tai asta. Trebuie să schimbi pensula. Nu, ce bună poziție, Andrei, că a ghițit un sec. E bine că trebuie să țin între picioare chestia asta. Ai ce nu chestii și mai lungi cu mine. Andra, uite-te în cameră, vreau să-ți reamintesc un lucru, îți vom face codițe de tuș. Serios că te chinuiești cu tuș? Da. Eu nu cred că ea se chinuie, cred că tu te chinui. Ce folosești acolo? Concealer. Concealer distanțat social? Dai. Zici că joci biliard, îți trebuie creta. Ia, închide ochii, stai locul lui. Acum e complicat. Dacă râzi, nu pot. Nu cred că poți oricum, nu doar dacă râde. Stai, că fac bine. Semi. Apăs. Apăs tare, nu? Nu, ești foarte blândă. Vai, cât de bine arată. Doamne, zici că Andra are 3 ani și a dat de machiaj și de maică sa. Stai puțin. Stai. Așa pleacă cu creta. De asta nu ți iese lovitura. Era prea mult. Creta. Închide ochii, mai bine, mai bine, mi-e frică cu el deschis. Așa. De pe frunte. Nu am dat pe frunte. M-am oprit doar acolo puțin. Ha, uite, chiar am uniformizat aproape ok. Aproape. Da, e superb ce e. Dar chiar arată bine. Sunt și chioară, trebuie să știe urmăritorii noștri că eu nu văd, eu am probleme, trebuie să-mi refac ochelarii. Asta vreau să audem la un make-up artist. Da, dar eu nu văd. Nu văd de la distanță! Așa, trecem mai departe. Poți deschizi ochii. Poți să te uci în cameră să vadă lumea că am făcut bine. E foarte bine, nu? Ia închide ochii. Ești Davis, ești... Trec mai departe. Vitiligo, dar nu mă pot. Nu, Vlad! Nu, eu sunt aici pe postul de operator de cameră și comentator. Trebuie o pensulă de blending. Am găsit o pensulă de blending. Cred că pot să o pun aici, în locul celelalte. Uite așa, frumos. Folosesc de la Jeffree Star. Arată-le. Nuanța asta. Închide ochii. Acum. Ta-ra-ta-ta. E groaznic. Stai că mai încerc o dată. Și ziceai tu smokey eyes. Ce Flavia vrea să facă smokey? Așa zice. Dar stai relaxată, te rog frumos. Da, Andra, relaxează-te, nu ți se întâmplă nimic rău. N-ai o coadă de mop în ochi. Totul e bine. Băi, dacă mi iese branding-ul ăsta, cum cred eu. Dar pot să mă dau și mai așa? Da, te rog, dă-te cum vrei tu, dă-te și peste cap. Cum arăți? Forța fie cu tine. De unde știi tu cum arăt? Că ai ochii închiși. Nu pot să nu deschid măcar unul. Am blenduit! Este blenduit? Mă, da! Într-o parte. În cealaltă parte n-am putut. În fede, cu șoldul te blenduiesc. Următorul challenge e să-ți bagi o pensulă în cur și faci plac și machiezi. Dacă reușesc să fac asta bine, sunt zeiță, înțelegi? Da, e bine când s-a urcat la cap. Cine vorbea? Eu și unghiile mele suntem de neoprit. Da, adevărat! Ai idee unde a fost coada aia de mop, care e la 3 cm de ochiul tău? Nu, dar știu unde au fost unghiile alea, la un moment dat. Aoleu, continuăm! Ți-am pus în frunte. Închide. Nu vrei să știi ce privelește am eu. E groaznic. Așa, hai să punem niște culoare. Da. Mai fă o dată. Am vrut să scot
tot n-a ieșit. A fost scutura altă. Bate, dă cu ea de gard. Punem niște mov. Bă, nu știu ce fac, dar cred că te fac vânătă. Bă, să știți că ăsta e fard, adică chiar e fard, nu e... Da. Ce pare? A vânătaie. Așa. Smoky! Oricum, probabil o să am vânătăi în ochi, la ochi, după ce termin tu cu mine. Mai am și zoom digital la cameră, ce frumos. Bă, eu chiar mă concentrez aici să fac bine. Deși văd că nu fac bine. Adică sunt convinsă că nu e bine ce fac aici. Mi-a dat pe nas. Mi-a dat pe sub ochi. Punem verde. Asta. Avem pisică. Mă, serios, asta s-a ajuns de canalul ăsta? Ții minte când mergeam, comparam produse, vorbeam de parabeni, de metilparabeni. Ești cu bățul cu pensul ăla. Nu mă pui în ochi la oameni. Terțe părți. Prieten cu noi să nu fii. Aparent. Când Vlad și Flavia spun, vino să ne ajut și pe noi să tragem un video. Da, stai acasă. O să țin minte. Mamă, ce amazoancă. Închide. Trebuie să blenduiesc. Ține ambele mâini pe băț. Ține ambele mâini pe pensulă. Cine ține ambele mâini pe pensulă? Tu! Tu, că ai o pensulă de 2 metri acum. Smoky. Am făcut și pe nas. Deci dacă îi dădeai o mână, de ce nu șel ochii și mai bine? Trecem la tuș. Ăsta e maro. Ai bun și ăsta. Am deja movul negru, verde pe față. Ce are niște uite, maro? Andra la noi. Ești numai bună de botezul ăla. Ia să vedem. Dar aștept să fac fondul de ten. Închide ochii. Aoleu. Frate, e super ciudat, jur. Flavia, ai băgat în ochi. Mi-ai dat în ochi. Eu zic că la asta e terminat. Eu zic că trebuie să le facem pe amândouă și trebuie să le facem corect. Făcut, gata, e bine. Încă plâng și ochii drept. Pare rău. Oh my god, ce fac? Vai. Ba, am terminat cu tușul. Hai să punem rimel. Rimel. Andra, strigi capodopera. Stai așa. Asta e puțin, că Andra nu se vede cum arată. Nu se vede. Cu rimelul trebuie să vii din paralel, în primul rând. Cum o să mă... Nu. Vii de aici. Nu, stai cu ochii închiși, ok? Pentru cine nu știa câte pensule și toate rahaturile de la are Flavia aici. Rahaturi? Iată-le. Mă simt vikingă, jur. Dai cu tape roz. Sunt convins că lagerta asta făcea. Cădea sabia, dădea cu scotch roz. Ok, deci din laterală, nu te mai uita! Nu că ar avea acea oglindă în fața ei, adică... Închide ochii, închide ochii. Stai, cum fac în partea cealaltă? Ok, așa. Așa, întoarce-te tu. Nu e waterproof. Vai, Andra, cum arăți! Trecem mai departe, o să dezinfectăm asta mai târziu. Vă spiești, fata. Tu nu știi cum arăt. Văd cum arăt, văd negru peste tot. Vrei să-ți întorc un monitor de al camerei să vezi cum arăți? Trebuie să trecem mai departe acum. Vreau să văd rezultatul final. Trecem la fond de ten. Mie că până la final nu mai vezi. Trebuie să acoperi toată mizeria asta. Așa și sper și eu. Așa. Asta e problema. Exact. Mamă, Doamne. Băi, în frunte. Flavia? Da. Eu de obicei sunt cărcotaș, dar acum îți ofer doar cuvinte de încurajare. Gândește-te în felul următor. Mai o dată n-ai ce să faci. Deci, ești un drăguț. Distanțare socială. Distanțare socială, gata. Nas. Bă, poate pot să acopăr toate problemele astea. Nu, trebuie să mai pun niște scoci. Și bine să ridic mâinile când te văd așa spre jur. E așa. Bă, o să râd, dar ți-am nimerit nuanța, at least. O să râd, asta știu sigur. Și pe mandibula aici, o mă zici că sunt indigen, efectiv. Și că joci hockey. Nu știu ce fac cu partea asta, că nu văd bine. Așa, mulțumesc. Eu nu știu ce fac cu viața mea de filmat așa ceva. Ok. Știi ce aștept eu? Spray-ul de fixare. Mai e până acolo. Ăla merge de la distanță. Da. Trecem la pasul următor.
pudră. Ai terminat? Da. Tu te uiți ce ai pe față, mai întrebi? Pudră compactă, ca să nu-ți bag în ochi. Da, ce bine, nu mai sunt siguranță acum. Putea să iei pe pensul înainte să o limpești, dar nu. Where's the fun in that? Sunt concentrată. Ce față are ea? Andra? Nu cred că sunt măsură să zic așa ceva. Nu, cred că ai ce... Nu. Fatal. Nu. Doamne, deci mă simt îngrozitor, jur. Arăt superb. Mulțumesc. Ești ca o pictură. De fata Picasso. Mea, de Picasso. Trec mai departe, trecem la contur și la blush. Ce apoi simt nevoia de contur și blush. Exact. Și să nu cumva să rămână fața nedefinită. Deci dacă ți-ar face un contur pe asfalt cu creta, tot arătai mai bine, crede-mă. Uleu, Vlad! Prea mult? Prea mult. Nu e genul ăla de umor? Nu. Pe canalul ăsta, adică legăm pensule de cos de mop și pui bărbat să poarte unghii false, serios? Asta e problema. Stai că o să refolosesc chestia de aici. Da, așa, fata mea, reciclează. Contur. Dacă ați ști cât s-a bucurat când a primit acea paletă și acum dă cu mopul ea. Băi, chiar e o paletă extraordinară, e paleta mea preferată de... Știu! Mulțumesc! Mai trebuie partea asta sau... Aici. Îmi place că m-ai întrebat, adică... Oh my god! Hai că mai trebuie! Nouă! Aici, unde? Băi, eu chiar mă concentrez să fac bine, adică nu știu cum sunt. Da, se vede. Auzi, Flavia, hai să te mai învăț o manevră. Ce? Nu mai știu unde făceam asta. Nu la biliard. Făceam la ceva, nu, fii atentă. Dar ce trebuie? Dacă vrei să ai precizie, faci așa. O, iată! Metiștii fac așa. Da să văd. Ce vii și dai așa. Nu faci treabă! Pleacă aici! Tu mi-ai dat în sprânceană. La ce ai făcut? Ai făcut-o urât! Zic conturi de Kardashian. Știi că ea își face acolo așa. Îți accentuează liniile frunții. Lasă-mă să fac. Nu. Ia uite ce bine merge, bă, merge trebuie bine. Să învăț eu nu tot. Nu-mi place. Nu-ți plac, dar bracu, îți plăcea ce ai făcut eu. Așa, mai am până azi. Păi cum tot poți să mă achez cu distanțarea socială. Aia, să fac așa, că la ea e nasul mic, nu contează, e ok. Trecem peste. Oricine. Față de-al meu, da. Corect. Legenda spune că Arafat a folosit nasul Flaviei pentru distanțarea socială. Bă, tu vrei să vin cu ăsta peste tine? Chiar zici că mături acum. Măturam, bă. Să dau și niște iluminatori și să terminăm cu faza, să trecem la... Chiar simțeam nevoia. De iluminator. Și pe nas un pic. Și aici un pic. Și aici deasupra buzei. Deasupra buzei în toată gura. Și acum trecem mai departe. Nu sunt de cu ruj. Sprâncene. Luna? Lipsica. Lipsica. E fix lângă ea. E lângă ea pisica. Haideți să trecem la sprâncene. Am făcut un fir de păr. Deci îl fac și în partea asta. I-ai făcut un fir de păr, ai zis? Nu, uite puțin la mine. Un fir de păr, nu? Dai să facem și codița. Gata, am făcut bine. Trecem mai departe acum. Trecem la ruj. Respectiv. La creion de buze mai întâi. Mamă, și creion. Cu două? Și apoi ruj. Ești ambițioasă. Cea mai. Ia scuțit de dinainte, dezinfectat, totul e bine. Mai râzi de mine cu unghii false, Andra? Mai râzi de mine? Mai e de ea, prinde, joacă cu cărțile. Ai știut tu ce faci. Aprinde bricheta, leagă-te-la și returi. Nu știam la ce mă bag. Ready! Și eu. Nu vrei să stai tu pe loc și să-mi mișchi eu buzele? Nu, păi atunci cai... Facem și asta la final, dacă nu-mi ies. Sunteți în dormitor sau ce? Vlad! Că eram bine! De ce-mi faci clientul să râdă? Ok, hai. De ca prostul. Nu mai vorbi că dai pe lângă. Iarăși o chestie pe care o pot spune și în dormitor. Facem asta la ruj mai departe. Penultimul, în afară de
creier de fixare. E ruful. Ți-am ales o nuanță foarte neutră. Chiar mă îngrijoram de nu cumva să alegi o nuanță greșită. Este rezistent la transfer și se dă jos greu. Așa, dă-mă pe toată fața. Diandra! Oh, oh. Am venit. Aici nu știu. E de pe care gust la fel cum miroase, măcar. Da? Iarăși o chestie pe care poți să o spui în dormitor. Aoleu. Stai. Gura deschisă. Din nou. Nu, nu, it's too easy. Ok. Gura deschisă. Că ajung la colțuri aici. Așa. Și sus aici să ajung cumva, dar nu știu cum să ajung. Cata, e suficient! Suficient! Este cazul să dau cu spray de fixare. Gesturi pe care să le facem dormitor. Hai bă, Vlad! Gata! Ești... Am terminat! Eu trebuie să mă duc acasă de aici. Vrei să te vezi? Tu nu ai zis, nu? Că n-avem apă caldă. Avem demachiant. Și apă. Mă descurc, e ok. Asta-s fi ultima mea problemă. Uite, uite, uite cum arăți, uite, uite, uite. E abstract. E abstract, e frumos. Aș putea spune că Joker ar fi mândru. Arăt ca nevastă lui, ce-i drept. Chiar de pe acolo sunt. Îmi plac firele de la spâncene, sunt foarte naturale. Nu m-am mai mișcat, Flavia, filmezi ceva serios aici. Scuze, uite ce iluminator frumos ți-am făcut. Chiar vezi, accentuează este, zona asta este care avea nevoie super de... super frumos. E chiar și uite, frumos. Și codița asta chiar s-ar duce unde trebuie. Dar... Îmi place că se văd și umbrele astea, foarte frumos. Da, dar asta de aici nu ți-am dat-o, eu ți-a dat-o, Vlad. Am estompat-o. Eu știu să fac treaba bună, da? Cum s-a purtat, Andra? Foarte mișto, chiar o recomand pe Flavia din tot sufletul meu. Este un make-up artist excelent. Parcă tot aș mai chinui puțin. Flavia, da. Dacă clientei nu-i place, va trebui să o demachiezi cu distanțare socială. N-am cum. Se duce singură să se spele, eu n-am cum. Chiar n-am cum. Am putea să încercăm. Cu ce? Pun un dăsta pe băt și te frec cu el pe față? Păi, nu știu, într-un beauty blender. Îmi faci un beauty blender într-un dăsta și îmi dai așa pe față și mă freci. Ar fi fain. Flavia, de machiaj cu distanțare socială. Nu. Adică te-ai riscat la tuș, mi-ai pus tuș în ochi și nu vrei să-mi dai cu un șervețel pe față? Faci o demachiez. Concentrare de stai jos. În sfârșit acum... folosim mopul la ce trebuie folosit. Închide ochii, șterge jeg. Adică ai zis că ce a făcut Flavia e un jeg? Nu. No. Bă, nu cred că... Iartă-mă! Iartă-mă! I-a scăpat! E mai periculoasă cu ăsta decât tușul. Jur! Și mie mi se pare același lucru. Trebuie să înfigi ăla în orbita oculară și acum să rotești ușor. E din încheietură să face treaba. Trebuie să șterg gura. Uite, vezi? Timor! Așa. A, uite, femeia acum pe coada de mop. Aia zic, aia zic! Ajunge! Nu mai pot! Chiar nu mai pot! Mă dor mâine! Jur că țin că spăl geamuri. Efectiv. Îți mai lipsea un pedala de apă cu gaură în el. Băiatul, parbrize, parbrize. Ștergătoare, încărcătoare, centuri, centuri. Enough is enough. Gata. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Nu știu de ce stau așa pe vine, că pot să stau și eu altfel. Dar dacă v-a... Stai, că stau prea aproape de tine. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să dați un like. Și nu uitați că pe mine mă puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok și also lăsați-mi în comentariile de mai jos ce alte provocări tâmpite, nebune, you name it, vreți să mai fac pe viitor. Nu mă mai implice și pe mine, vă rog. Fata mea, pentru unghiile alea. Îți plătesc mult de acum înainte. Mai rog ca la BRD. Deci până una alta, dragii mei, nu uitați, always love makeup, chiar dacă e așa. Yes! Pa! Ce jucărie e aia luna?
Mă, ce jucărie e aia? Ce faci, mă? Te uiți la Andra? Te uiți la Andra? Nici ea nu vrea să uită la mine, măcar. Dar ce nu știți voi, din episodul de astăzi, când cu toți am fost niște oameni foarte serioși și am muncit din greu, lasă-mă că tu ai să faci. Este că Flavia a făcut tot acest episod. Chestiile astea în picioare. E frig la picioare! Ce e Flavia? Sunt de la mine! Eu i-l-am făcut cadou. S-a sortează cu fața ta momentan. Mai vrei YouTube? Mai râzi de mine cu unghii false? Ți-a ajuns? Mai vii la challenge-uri? Când Flavia zice, ajută-mă la un clip, o mai ajuți? Doar dacă sunt spatele camerei. Challenge! Machiez cu coada camerei! Deci asta mă așteaptă? Intri în horă, joci. Asta e, mi-asum, m-am băgat. Asta e când prietena mea nu e complet normală. Așa e când oferi ajutorul, nu? Știi cine te mai ajută? Tipi.ro, sponsorul episodului de astăzi. Îți oferă cashback la fiecare cumpărătură cu peste 400 de parteneri. Trebuie să vă spunem totuși o chestie foarte importantă vis-a-vis de distanțarea socială și anume că aceasta este extrem de importantă, dar machiaj... Ai cum să faci? Ai cum să faci? Am râs noi și am glumit și ne-am simțit bine astăzi, dar suntem într-un mediu controlat. Păstrați distanța socială. Exact. Nu este o glumă. Nu este o glumă, este foarte important să păstrați distanța socială, dar ca și make-up artist nu prea poți să faci chestia asta la distanță. Am încercat-o, nu merge. Mai bine te testezi, vezi dacă ești ok, se testează și clientul. Noi am râs astăzi, ne-am distrat, ne-am simțit bine, dar totuși distanțarea socială nu este o glumă. Păstrați distanța. Yes. Și purtați mască. Yes. Și atât. Și atât. Sper că v-a plăcut episodul.